Salutare lume! Astăzi am să vă prezint acest mixer pe care l-am găsit în piață la Rădăuți. L-am cumpărat la prețul de 50 de lei. Uitați, aici are intrările pentru sunet, pentru microfon, egalizatoare, chestii. Da. Așa, pe aici se alimentează. Vedeți și voi că a fost umblat în el. Cineva a luat și-o lipit firele direct pe placă. Probabil că i s-o strica mufa și nu o găsă de unde să cumperi. Și are un alimentator de la HP, nu știu dacă este originalul, pentru că nu corespunde. Și pe el arată bun, uitați, are ground, are două tensiuni, una de 32 V și alta de 16 V. Acum nu știu dacă le-o nimeri sau nu le-o nimeri, dar am să-l desfac și am să vă arăt ce are înăuntru. Am să încerc să-l repar, să văd dacă și funcționează. Vedeți și voi aici, deci firele au fost conectate direct la partea de alimentare, așa, se pare că unul este tăiat, cel din mijloc, acum nu știu exact ce alimentează firul din mijloc, dar după cum arată aici, s-ar putea să-i fi tăiat una din astea două tensiuni pe care le are și care alimentează aici. Acum nu știu exact care sunt alea. N-am să-l disfac mai departe. După cum puteți vedea, suprafața este plină de rugină. Uitați aici pe la potențiometri, deci toți au rugină. Așa, aici la mufi iar rugină, la mufi, peste tot.
n-o să trebuiască să îl curăț de rugină prima dată. Partea bună că nu are urme de coroziuni pe partea cu integratele astea de preamplificare, operaționalele 4580. Aici sunt numai 4580, dacă mă uit așa, toate sunt 4580, ca să spun așa, toate. Și astea cu mai multe piciorușe, cu 7 piciorușe, pe o parte 7 pe cealaltă, să 339, scrie pe ei, și NO1X017. Da, pe partea asta nu are niciun circuit integrat în afară de asta pe care îl vedeți aici și vă care și o punte de diode făcută. Așa că ai trebuie să o studiez să văd care este treaba. Aici are două stabilizatoare de 15V. Asta e 79-15 cu 78-15. Da, și el, alimentarea lui la cum vine. Deci el trebuia să aibă alimentare simetrică, vedeți și voi cu 3 firi, trebuia să aibă ground plus și minus, putea să fie și curent alternativ, pentru că el e conceput să vină cu o sursă de alimentare cu curent alternativ bipolar, vine alimentat aici și de aici are puntea de diode, condensatoare, stabilizatoare și merge mai departe. Da. Pe când alimentatorul ăsta pe care îl are, el pe o parte alimentează cu 16V curent redresat DC și 32V. Aici au folosit numai două fire, au folosit masă GND și aia 16V curent continuu. Da. Deci cu asta voi îndepărta rugina, tată aici, cu perea de sârmă. Deci cam asta a fost și cu rugina pe el. Acum vă arăt că am conectat acest transformator la mixerul acesta. După cum puteți vedea, am conectat intrarea semnal și ieșirea pentru amplificator. Aici e transformatorul, vedeți, are tensiune bipolară. Deci are masă 24V cu 24V, în curent alternativ, în curent continuare undeva la 29V, aici pe condensatori, are stabilizatorii ăștia de tensiune, acolo, de 15V, uitați, vedeți cum am conectat firele,
Dați aici. Așa. Dați cum o pune, s-a aprins becul ăsta de power. Acum să pun o melodie. Oricum, ca să știți, corecția de ton este numai pentru microfon, deci partea asta de volum de aici funcționează numai pe muzică și are, cum să spun, preamplificare. Uitați aici că funcționează și modulul de microfon. Deci am dat partea de înalte și basul am dat mai încet. Așa, deci nu este dat la volum foarte mare. Acum, cred că auziți și voi din boxe, cam așa se aude. Deci boxele astea nu au tuterile din înalte, deoarece sunt arsi și le-am dat jos. Da? Uitați aici, deci curățat-o de rugină, am oprit muzica, da, deci cam asta e, deci voi ce auziți acum e butonul de pe microfon ăsta gâjie, așa faci figuri, da, da, deci cam asta e videoclipul, am să-l ansamblez înapoi, da. Și acum, după cum puteți vedea, am terminat și cu acest mixer. Uitați, l-am curățat, l-am făcut tot prin cablul ăsta pentru că nu am această mufă. Uitați aici și alimentatorul, are transformatorul înăuntru, 2x24V. Cam ăsta a fost și videoclipul, sper că v-a plăcut. Da, bine, v-am salutat!